zeci de ani, aproape 33 de ani, port un instrument ca și acesta și laud pe Domnul. Chiar dacă am obosit, m-a ridicat din nou Domnul, pentru că nu-i ușor să porți o greutate de 15 kg, să cânți în fața mulțumii cum sunteți voi, să lauzi pe Domnul cu toată inima ta. Dar știu, îmi va răsplăti Domnul. Cred din toată inima că își va veni vremea când mâna Lui, când dragostea Lui, când prezența Lui o simți acolo în cer. Aici simțim într-o parte, dar vom simți de plin în cer când ne vom întâlni cu Cel care ne-a promis, care laud din toată inima mea și din tot sufletul meu. Pe El laud, nu laud înălțarea mea și faima mea. Sunt un simplu cântăreț, dar îl laud din toată inima mea și din tot sufletul meu. Amin. Este o cântare veche în care doresc să-L laud pe Iisus Hristos din toată inima mea. Ca văduva săracă din Sabela ta, ce curge uneori în viața ta, când scade unde lemnul și făina, atunci se încercată credința. Chiar dacă plânsul se mai des pe cale, n-ai primit răspuns în viața ta, te roagă ca Ilia șaptea oară și vei primi răspuns
undeva lucile vieții. Încredințează soarta mâna sfintă. E Biblia încercărilor divini. Că cel ce este mai presus de stele în cer și pe pământ de suferat. Nu te îngrijora! Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.